Salutare, prieteni, bine v-am regăsit pe canalul meu de YouTube. Prieteni, vreau să vă arăt eu cu echipa mea ce am făcut, prieteni, ia uitați. No amu picobello. Mamele lor de copii, mai repet o dată, care vine aici, se joacă și își va bate joc de munca noastră. Mașinuțe șterse, ziduri șterse, astea șterse, tot, ia uitați, bun, mă rog, șters tot. Și care e chestia, prieteni? Că mâine o să ne vină aparat de ăla de măsură, să măsure praf. Să vadă dacă mai avem praf și nu. Da. Ia uitați, prieteni, mi-am rupt toate degetele, ia uitați. Vedeți? În asta, le-am șters. Nu arăt aici. Am șters și asta care am pus în noi. Nimic. Gărdulețul ăsta. Uite, mamă, ce degete am, mamă! Uite, mamă! Bani! Ăsta, mâini muncite, mamă! Mâini muncite! Sunt de pe final, prieteni, ia uitați cum bine, vedeți? Am adunat toate schelele, tot. Asta e șters, tot. Și era aici când am venit prima dată. Au, mamă, ia uite. Totul bine și frumos. Ia uitați. Șters, tot. Totul șters și frumos. Vedeți, prieteni? E totul bine și frumos. Aspirat. De mâine, cred, o să luăm asta de jos, o să mai aspirăm aici. Căsuța asta ștearsă. Am șters azi, am urcat pe acoperiș, prieteni. Și le-am aspirat. Vedeți? Am aspirat, am făcut lună acoperișul. Cu soluții, cu neutrale, cu tot. Frumos, nu? Da. Deci, cum spuneam, am făcut bine, prieteni. Și astea pe aici. Nu te-ai văzut, frate, acolo? Cine? Andrei. Că mâine vine aparat de ăla care măsoară, îl pui și îi spune cât praf mai e. Mai e muzica ca să filmăm și noi. Da. E muzica. Cu ce soluție de aici? Ce soluție? Cu? Nu. Păi nu știi? Nu știu.
Eu am venit la tine, dar erai concentrat acolo. Zici eu. Să mă duc să dau 40 de euro să-ți iau băbuci. Da, poți să intru cu telefonul în partea altă, că sunt ai mare. Bună dimineața, prieteni! Bună dimineața, prieteni! Vreau să vă anunț, prieteni, că sunt acasă, prieteni. Ah, ce bine, prieteni, am ajuns târziu azi noapte, am ajuns pe la 2. Ne-a uitat, prieteni. Mă simt ca acasă la mine aici, acum, după 2 săptămâni de Berlin. Îți fac ceva de mâncare. Ia uitați, prieteni, îmi face prietenul meu Remus de mâncare. Mamă. Acesta pui cu cartofi. Cu o afumătură? Cu o afumătură de asta șmecheră așa. Șeful meu nu e acasă. E pe șantier. Mamă, aveți de tot aici. Arată și frigiderul, mă, să vadă lumea. Uite. Arată și frigiderul. Mamă. Arată și jos. Aici e țigănească, rânză. Da. Aveți și vin, și fineti. Vă da? Deschide și jos, să vadă lumea, că avem carne. Avem, a? Da. Suntem dotați. Prieteni, mă duc acasă mâine, plec acasă. Mă duc la Strehaia, prieteni, gata. Mă întorc după sărbători, prieteni, după în ianuarie încolo. Am băut o cafea. Asta vi-l arăt pe ea. Oh, salut, frate. Salut. Ce faci, șefule? Mă uit pe TikTok. Da? Da. Tu? Uite bine și eu. Când ai ajuns aseară? Am ajuns târziu. De la 12 și ceva, 12 și ceva, că am lăsat unul aproape, că am lăsat și oamenii în partea cealaltă. Am luat că e bine. Am trezit toată pensiunea azi noapte, ne-a luat la înjurături. Da? Da. Lumea se trezea la 3, la 4 și noi am trezit. Lasă, mă, că nu e nimic dans. Deja am venit în Germania să ne spun de dimineață, nu păi să da. Am rămas acasă, prieteni, că nu m-am dus la muncă, că eram obosit și mi-a zis șeful meu să stau și o zi acasă, să mă liniștesc, că și ziua asta, ci că e tot plătită dacă stau acasă la șeful meu. Așa e, Bruno, Remuse. Da. Ia uite. Noi nu avem ouă, să facem clătite. Clătite? Da, cine merge să nu iau? Păi n-avem mașină. Mă da. Duc eu. Ba, ce mașină aia acolo? Că avem una acolo. Deci, prieteni, revenim mai târziu. Ăsta a fost vlogul de azi. Prieteni, nu uitați să vă abonați, să dați un like, un share. Și când mă duc acasă, o să dezvălui toate secretele lui Lumina. Tot ce știu despre ea, o să zic acasă la e-mail. Pentru că am văzut că acasă s-au făcut taboruri, certuri, probleme. O să zic tot. Așa că stați cu ochii pe canalul meu, prieteni, și ne auzim mai târziu.